Știi ce avem aici? Hai mă, nu știi, niște componente la naiba. 2200G, lasă de așa. Da, da, deci asta este vedeta clipului de astăzi. E vorba de AMD Ryzen 3 2200G, un APU cu Vega 8 la interior. Pe asta îl vom monta pe această minunată placă de bază, care se cheamă B350 Pro VDH. Ajungem la memorii, avem un kit de memorii de 8GB la 2400, 2x4GB. Asta nu contează, nu? Unitate de stocare. Asta am intenționat noi, eu în legătură cu colegul meu care se ocupă de partea de sisteme PC Garage, să facem un sistem de buget astfel încât toată lumea să-și permită să-și ia un sistem de buget, mai ales cei care sunt pasionați de jocuri e-sports și să nu stea după când or să fie stocul la plăci video, au intrat plăci video, ce placă video să-mi iau și așa mai departe. Pentru partea de alimentare am ales sursa asta de la Corsair, o sursă de 450W din seria VS. Iar ca și carcasă am ales Master Light 3. Ryzen cu placă video integrată, 4 core-uri, 4 thread-uri pe 2200, 4 core-uri, 8 thread-uri pe celălalt, Vega 8 cu Vega 11. Frecvențele sunt mai ridicate decât pe 1200 și 1400, că asta se vrea de fapt, într-un fel, asta să fie înlocuitorul celor două modele. Din câte am citit și văzut pe internet, se ridică la nivelul unui RX 550 sau chiar poți să faci comparație cu un GT 1030. Tot ce trebuie să ai grijă, în schimb, și o să amintim și la momentul respectiv când vom da drumul sistemului și vom intra în BIOS, că ai posibilitatea să tragi din memoria RAM până la 2 GB, lucru care e foarte mișto. By default el vine cu 512 MB, dar poți să tragi din memoria RAM până la 2 GB. A, e perfect! E perfect! O să le arăt și colegilor mei de la asamblări cum, ce și cum... E primul sistem care se asamblează în formatul ăsta, deci cu 2200G. E primul sistem. Ei au jos de făcut parcă 3 bucăți. 3 sau 5. Nu mă știu exact. Dar au altele înainte. Sunt și sistemele clienților și toate alea. Și am zis, bă, dacă tot e 2200G, hai să profităm de el și să facem și chestia asta, să le arătăm oamenilor ce înseamnă 2200G, cu ce vine în plus seria asta nouă de la Ryzen. Și săptămâna viitoare, evident, cum spuneam amândoi, o să dăm și teste din mai multe jocuri. Nu știu câte poți să pui tu, ca și timp. Pot. E bine atunci. Hai să trecem mai departe. După ce am făcut calculele și le-am tot refăcut și le-am tot învârtit, a ieșit undeva la 1779 de lei, 1780 de lei, sistemul asamblat, sistemul care trebuie să ajungă, configurația asamblată, configurația care trebuie să ajungă la client. Ăsta este prețul final. Am văzut ceva comparații cu 8100, dar pe parte de multicore nu stăm bine. Pe partea de single core nu stă bine el. Suntem gata. Până săptămâna viitoare când o să prezentăm testele, în cazul în care vreți să luați această configurație, o găsiți la noi în site, sub denumirea de PC Garage Corvus. Și dacă nu v-ați hotărât, după ce vedeți clipul de săptămâna viitoare în care o să vă prezentăm rezultate din niște teste sintetice, jocuri, după aia puteți să spuneți, da, bă, ăștia chiar au făcut o treabă bună anul ăsta.